Salutare, prieteni, și atâne la un episod foarte, foarte special. Campionatul în Spania este pe terminate. Primul sezon cu Real Madrid este pe terminate. Mai avem vreo 3 meciuri în campionat și, ceea ce este mai important, am ajuns în finala UEFA Champions League, o finală care vom disputa în acest episod. Am trecut de Arsenal în semifinală 1-0 și 0-0, meciuri foarte, foarte grele. Am trecut și de Atletico Madrid, tot în Champions League, a fost foarte interesant. Deci, după cum spuneam, vom juca în acest episod finala UEFA Champions League și ultimul meci de campionat. Probabil să vedem cum primim noi campionatul ăsta, dacă o să reușim să câștigăm campionatul. Vedem că Real Madrid 81 de puncte și 35 de meciuri, Barcelona 36 de meciuri și 80 de puncte, iar Atletico Madrid la o distanță mare de Barcelona și de noi. E foarte bine, Sevilla pe locul 4, Sevilla cu care avem meci și o să vă pun chiar acum în dreapta sus un straw poll să votați dacă mai facem un sezon cu Real Madrid sau începem o nouă carieră. Asta vreau să-mi spuneți voi. Eu ce-i drept aș mai face un sezon cu Real Madrid. Avem aici jucători foarte interesanți, De Bruyne, Bale, Ronaldo. Din păcate, Bale e accidentat, De Gea, jucători foarte șmecheri. Iar sezonul viitor am putea să mai aducem ceva jucători. Sezonul ăsta suntem pe cale să câștigăm UEFA Champions League. Nu știu, votați voi și vedem ce iasă. Dacă nu, facem o nouă carieră și vedem. Și da, prieteni, v-aș ruga, dacă o să vă placă acest episod unde jucăm finala UEFA Champions League și finala pentru campionat, să zic așa, mai sunt doar 3 etape, vedem noi dacă câștigăm campionatul sau nu, să dați și voi un like și un share. Suntem 6950 și ceva de abonați pe acest canal, poate facem 7000 de abonați până la finalul anului, ceea ce ar fi fantastic, un cadou pentru mine, că tot vine ziua mea pe 30 decembrie, ar fi fantastic. Deci un like și un share mă ajută foarte mult. Haideți să vedem. Și da, nu v-am spus cu cine am picat în finala UEFA Champions League. Ia să vedem dacă mi-arată aici, eu știu cu cine am picat. Mi-arată oare? Uite, cu City. Da, vom juca cu City finala UEFA Champions League, va fi o dispută absolut fantastică, zic eu. Una foarte grea. City l-are pe Carvajal și mai are vreo un jucător parcă de la noi, cred asta, nu știu sigur, dar îl are pe Carvajal și pe Ozil, dacă nu mă înșel. Noi îl avem pe De Bruyne, eu zic că e foarte tare. Haideți să vedem, o să simulez acest meci, vreau să joc doar ultimul meci unde o să primim campionatul asta, dacă batem acum pe Sevilla, să fim siguri de victorie. Haideți să vedem, a început meciul, jucăm cu o echipă bună, cea mai bună echipă. Bine, mai putea să intre acolo De Gea și cu Sergio Ramos, dar mai trebuie și ei să stea pe bancă. Ronaldo deschide scorul, foarte bine. Haideți să rămână așa scor. Oh, ne egalează, ne egalează Sevilla prin Rami și nu e bine. Coentrao face 2-1. Coentrao, bine băi, Coentrao, fundașul nostru stânga, că Marcelo nici el nu joacă, absolut fantastic. Ok, ok, ia să vedem. Barcelona mereu joacă prima dată, vedem că, dar suntem la 4 puncte și noi nu am jucat meciul. Dacă câștigăm meciul și cu Atletico Madrid, e clară treaba, e foarte bine. Dacă câștigăm, ne ducem la 7 puncte, ceea ce ar fi fantastic. L-am pe Zuma, pe Sanchez, jucători tineri care îmi plac foarte mult. Facem o treabă bună aici la Real Madrid. Haideți să vedem. Și se pare că i-am cam furat titlul Barcelonei. Haideți că o să jucăm din nou acasă, ceea ce e foarte bine. Nu asta vreau să fac. Intră Neymar, iar pe dreapta Ronaldo. Nainggolan, De Bruyne, jucăm cu echipă bună, să batem și la Atletico Madrid. Vreau să fiu sigur de titlu. Ai deșit-o De Gea, așa e bine. Cea mai bună echipa noastră e acum în teren, zic eu. Bine, ar mai trebui să vină Bale. Cu o victorie astăzi aici am câștigat campionatul, prieteni. Da, da, da.
Hai să vedem. Torres, din păcate, deschide scorul, minutul 2. Nu e bine, nu e bine, dar merge și un egal, să zic așa. Haide Neymar, haide. Am intrat în repriza a doua. Probleme mari pentru echipa noastră momentan. Haide cu egalul măcar. O pierdem la Atletico Madrid, de echipă de pe locul 3. Și ia să vedem cum stăm în campionat. Se pare că noi am câștigat campionatul deja. Chiar dacă Barcelona câștigă, face 83 de puncte și noi putem face orice vrem cu Malaga. Orice vrem cu Malaga. Neymar aici și pe 4 cu 15 goluri. E ok. N-am mai dat în ultima vreme prea multe, dar se pare că am câștigat campionatul și o să joc acest meci cu Malaga, deoarece vom primi titlul, iar apoi jucăm marea finală UEFA Champions League, cum ziceam. În acest meci o să joc, vă dați seama, cu rezervele. Joc cu rezervele, cum ar fi acest Vergos, e un grec, ok, cu Vasquez. Aici vom juca cu Isco, Silva, Renato Sanchez, că ăsta e proaspăt, văd, cu Danilo, aici Zuma, cu Diop. Diop e un jucător care crește foarte bine, are 20 de ani. Pe stânga jucăm cu Tejero, ăsta habar n-am, vă fi, e tânăr, 20 de ani, iar în poartă cu Ianez. Ba nu, jucăm cu Branco, ăsta e adus de la Academie, 16 ani. Jucăm cu echipa asta pentru că nu mai contează ce facem noi în ultimul meci, doar vreau să primesc acel trofeu și cam atâta, cam atâta, prieteni. Iar apoi, după cum vedeți, jucăm marea finală. Unde este? Marea finală și ultimul meci al sezonului cu City. Foarte tare. Ok, ultima etapă pentru Real Madrid în campionat. Titlul e ca și câștigat. Mai trebuie doar să-l primim, să-l ducem acasă în vitrină. Facem o pur și simplu o deplasare de rutină aici la Malaga, să luăm campionatul, să luăm trofeul, mai bine zis, și să mergem acasă. Malaga nu știu dacă au nevoie de victorie, habar am, nici nu mă interesează, doar vreau să treacă acel meci și să primim acel trofeu, iar apoi să mergem să jucăm în finala UEFA Champions League. Jucăm cu jucători care n-au prea jucat în acest sezon, de unii nici nu am auzit până acum. Unii sunt tineri, unii de viitor. Ia uitați-l pe acel Diop, ce masiv e. Ce masiv e Diop și cu Zuma, ce apărare avem. Apărarea asta ar putea fi și sezonul viitor, zic eu. Ia priviți Diop cât de mare e și cu Zuma. Mamă, ce apărare avem. Și acest Tejero e foarte mare. Bun, îmi place echipa asta. Da, nu ne putem bate cu echipa asta la UEFA Champions League, dar e o echipă interesantă. Cel puțin apărarea mi se pare foarte puternică. O primă centrare pentru jucătorii lui Malaga și o primă ocazie. Vedem că jucăm cu Branco în poartă, jucător de 16 ani, aduși de scouterii mei, care crește foarte bine. Ar putea fi un jucător de export. Să-l vindem pe o sumă mare. Ar fi frumos să câștigăm și acest ultim meci al sezonului, dar cu ce echipă jucăm astăzi e cam dificil. Oricum este Neymar acolo, care a insistat să joace oarecum. O prima șansă. Abar n-am cine e ăsta. Ce ocazie. Și ocazie pentru Malaga de a deschide scorul. Se vede că noi suntem în vacanță. Sper să nu fim în vacanță și în finală. În finala UEFA Champions League. Malaga din nou periculoasă. Scoate Blanco, dacă nu i-am greșit numele. Tânărul portar și foarte, foarte înalt e acest portar, vedem. E bine făcut. Termină bine Malaga, joacă acasă, probabil au nevoie de puncte. Lovitura de cross pentru Malaga, minut important, și ocazie importantă. A lovit Johnny de data asta. Bun.
Nainggolan pentru fundașul stânga. Neymar. Din nou Neymar. Mai departe. Și bară. Lovește bara jucătorul nostru. Nu știu cine a fost, dar cea mai importantă ocazie. Un minut până la final și noi suntem campioni, campionii Spanii și putem fi campionii Europei dacă învingem pe City în meciul care urmează imediat. Haide Renato Sanchez, trimite mai departe pentru Vasquez, are un șut bun de aici, Vasquez în plasa laterală, dar nu mai contează, e 0-0, dar campionatul vine la Madrid, vine la Real Madrid, Real de Madrid, câștigătoare de Liga Spaniei. Foarte bine, părea că nu sunt jucători importanți să ridice trofeul, dar vor fi în finală și sperăm să câștigăm finala, pentru că campionatul a venit. Campionat muncit de Neymar, Ronaldo, Ramos, Thiago Silva, De Gea și așa mai departe. Meritau și băieții ăștia un meci important. Îl vedem pe Isco, care e capitan astăzi. Isco, care a jucat foarte, foarte bine. Bravo lor, vedem trofeul. Haide să lăsăm pe Isco să ridice trofeul, zic eu, în liniște, nu? Campion, frate. Campion cu Real Madrid, campion cu United. Ne merge foarte bine. Bine, bă, Isco. Haideți să vedem parcursul celor două echipe după ce au ieșit din grupe. Noi am trecut de Porto, 5-0 la general, apoi 4-3 la penaltiuri cu Atletico Madrid, 1-0 cu Arsenal și City a trecut 5-2 de Roma, tot 5 goluri au marcat în prima etapă, apoi 6-1 la general cu Sevilla, 3-1 cu Tottenham, interesant, să vedem ce se va întâmpla în marea finală. Da, prieteni, haide să ne facem echipă pentru această finală de UEFA Champions League. Pentru acest match vreau să schimb sistemul, vom juca acest 4-3-2-1. Am auzit eu că e foarte bun. Jucăm pe dreapta aici cu... Avem probleme. Neymar pe stânga. Aici pe dreapta cred că o să joc cu Fir... cu De Bruyne, normal, cu De Bruyne. Renato Sanchez, Nainggolan la centru. În apărare Ramos cu Thiago Silva, pe dreapta intră Florenzi, iar pe stinga Marcelino cu părul lui. Bun, haideți să vedem ce pune pe banca de rezerve și nu pot să cred, Bale revine pentru marea finală. Oh da, Bale e aici, o să intre repriza a doua, categoric Bale, fantastic. A revenit pentru finală Bale, îl băgăm în a doua repriză. Marea finală, prieteni, marea finală. Între City și Real Madrid, Olympia Stadium este acest stadion, destul de tare, zic eu, arată foarte bine. O finală foarte importantă și pentru mine, cu United nu am jucat, n-am câștigat nici măcar Europa League, dar acum cu Real Madrid sunt pe cale să câștig UEFA Champions League. Haideți, urați-mi succes acolo în comentarii. Hai să vedem. Carvajal, fostul nostru jucător, sunt curios să văd ce jucători are City. Un minut, noi am avut lovitura de start, foarte interesant. Avem și primul atac cu Ronaldo, mai departe Neymar, ia să vedem. Bun, De Bruyne, prima șansă. Cristiano pentru Florenzi, urcă bine Florenzi. Nevoie să paseze în spate, mai departe, urcă Marcelino, urcă și Marcelo, ar fi una să dea gol în marea finală Marcelo. Marcelo pierde în fața lui Carvajal, fostul său coleg, da. Sterling, echipă foarte, foarte bună pentru City, nu mă mir că au ajuns în marea finală, apărare și un atac foarte bun cu Aguero acolo, e impresionantă echipa asta, hai să vedem.
Urcă cineva, bă, băiatul acolo de Braine. Fostul jucător din prima acum pentru Florenzi. Mai departe pentru Renato Sanchez. Renato n-are cu cine pasa. Renato Sanchez nevoie și el să paseze în spate. Încă una. Haide. Pentru De Bruyne. Pierde în fața lui Kompany. Sané. Sané. Vine Silva. Fantastic. Nainggolan. Neymar. De Bruyne. Bă, ce-l știu ăștia pe De Bruyne. Trece bine portughezul. Ronaldo. Neymar însă. Foarte bine Neymar. Scoate bravo. Marcelo sare sub minge, cum se spune. De Bruyne recuperează foarte bine omul. Renato Sanchez. Nu mai urcă nimeni. Neymar repasă pentru Renato Sanchez. Șut, e gol. Renato Sanchez, golazo. Minutul 43, înainte de pauză, Renato Sanchez lovește în marea finală de UEFA Champions League. Neymar i-a blocat acolo Otamendi, dar nu foarte bine. Poamă, ce șut, ce șut Renato Sanchez. De neoprit acest șut. Mamă. 1-0. Am jucat mai bine ca City până acum. Am mai avut o ocazie cu Neymar. Ei n-au avut nimic până acum. Să-i vedem. Îl au pe Luca Modric, prieteni. Fostul nostru jucător. Dar și noi l-avem pe De Bruyne, care a oprit acest atac. De Bruyne. De Bruyne. Foarte bun De Bruyne. Neymar. 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 Da, prieteni, și în acest moment intră galezul Bale, care, din păcate, în acest sezon a fost accidentat de două ori, foarte grav, a jucat foarte puține meciuri, dar a revenit chiar acum înaintea acestei finale și dăm și lui șansa să joace un meci foarte important, pentru că Bale e galezul Bale, e foarte șmecher omul și ne poate ajuta în această finală. Chiar Bale acum la minge, Gareth Bale, priviți ce viteză are galezul Bale. Gareth Bale, Bale acum, Bale cu stângul, foarte frumos. Dar Carvajal s-a ținut foarte bine după el. Carvajal și cu cine a mai fost acolo? Bine, băi, Bale. Să nu uităm că nu e revenit 100% Gareth Bale. Ați văzut asta? Ramos! Mingea asta ajunge, din păcate, la Sané. Sané pentru Aguero. Cel mai periculos om al lui City, Aguero. Vine cu centrarea, e pericol. Chiar Luca Modric era să-mi scrie, fantastic. Șut din prima. Nainggolan încă o dată. Slăbuț de data asta. Nainggolan, un om care a scris în meciuri foarte, foarte importante. Și a scris goluri multe. Nu doar așa 1-2. Luca Modric, cât de bine se descurcă Luca Modric pentru Sané. Jucător cu mare viteză. Și tehnică la fel de bună. Probleme, respinge până la urmă. Thiago, City s-a pus pe noi. Iese bine acolo, iese bine Isco. Ia să vedem, suntem prinși oarecum pe această fază. Aguero a jucat foarte mult în bandă, centrarea e bună. E gol, nu o pot să cred, cum a venit golul ăsta? Cum a venit golul ăsta, prieteni? Golul lui Sterling a dat în pământ, foarte iurea. Minutul 80, City egalează. Ia să vedem. Ia priviți acă... Oh, ce gol! De Gea nu se aștepta probabil la faza asta. Că de iurea s-a dus mingea, doamne. Iar City egalează nemeritat, categoric asta, categoric e nemeritat, dar să-l vedem pe Ronaldo, un gol, ar fi fantastic și vine golul pentru Ronaldo în marea finală, n-a mai scris de mult omul, dar vine golul acum, Ronaldo, la 3 minute după golul lui City, Ronaldo, genial, genial portughezul. Fantastic. Bine, băi, nu ne lăsăm în fața lui City.
Ha, ce de tare. Aici mai avem doar 6 minute de rezistat. Sper să putem face asta. City vine cu o grămadă de oameni peste noi acum. Am putea parca autobuzul, zic eu, dar nu suntem Mourinho. Minge ușoară pentru Clichy. Și e fluier final, câștigăm și UEFA Champions League, prieteni. Fantastic, fantastic. În primul sezon câștigăm UEFA Champions League. Fața lui City, un match foarte frumos, 3 goluri. Nainggolan, foarte fericit omul. Și sunt foarte bucuros că l-am adus aici. Sunt foarte bucuros că a jucat și Bale, că a scris Ronaldo și că Ramos va ridica trofeu. Credeam că Ronaldo, dar nu mai contează, echipa a meritat totul. Și da, Ramos până la urmă va ridica și acest trofeu. Fantastic, prieteni. O zi absolut fantastică. Haideți să-l vedem pe Ramos. Da, campionii Spanii, campionii Europei, prieteni. Fantastică realizare. Da, prieteni, și vă ziceam, nu uitați să votați. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-i dați un like și un share. Share mă ajută foarte, foarte mult, like-ul la fel, ca să ne strângem și noi 7000 de abonați pe acest canal până la finalul anului. Cum ziceam, ar fi fantastic. Noi ne vedem data viitoare, prieteni. Pa, pa!